glory, morning glory, faci pe șoț în casa scării. Și bonjurică, bonjurică, suntem live pe Facebook, pe borcane cu muștar, pe caselote de crembuști, pe tot ce trebuie și avem și invitat, avem valoare și spunem bună dimineața, domnule Pavel Bartoș. Bună dimineața, bine v-am găsit, bine m-ați găsit, mulțumesc pentru tratație. Deci am avut până acum și-a făcut... A luat vitamina C de la Caltaboș. Da, am luat vitamina L de la Leber. De la Leber și acum iau vitamina C de la Crembuști. Da. E... Și un pic de vitamina E. Mamă, deci este C+, asta este vitamina C+. Și să nu uităm și vitamina M. C+. Și vitamina M. Și vitamina M de la muștar. Da. Da, e foarte important. Să nu mănânc și vitamina F de la furculiță. Unul din punctele slabe ale marelui actor și om de televiziune Pavel Bartoș este crembuștul, pentru că el a țâșnit pe vremuri din studiouri vecine și prietene și a smuls crembuștii de pe masa studioului Monilor. Ce nu fac eu pentru acel crembuști? Și ne aducem aminte de Pavel Bartoș și are și un film. Ai film? Da, e lansat? Da, nu, încă nu. În 3 februarie în cinematografe Comedia Ramon, da. Regia lui Jesus del Sero, abia aștept. Filmat aici în intersecție, frate. Aici deci, început, chiar aici jos. Am zis, uite-l pe domnul Pavel Bartoș, ce dracu face. Da, am fost deci la 2 minute de spit. La România te iubesc, că prea filmează între oameni așa. Făceam baie de, nu de mulțime, de mașini. De mașini, da, era chiar în intersecție și l-a pus regizorul ăla pentru că și-a dat seama care sunt posibilitățile să traverseze strada. A zis, auzi, știi ceva în filmul ăsta? N-ai niciun rol. Tu, din când în când, înțeleg că asta e tot ce se întâmplă în film. Nu. Nu. Ideea este că personajul Ramon trece prin niște situații senzație. Și cu asta am început prima secvență aici și a zis, tu treci. Eu mă rugam doar să, cum să zic eu, să prind viu finalul filmărilor. Că atunci aveam șanse să sunt cinematografe. Și uite că sunt viu la finalul filmărilor, ceea ce e bine. Dar a fost bine, s-a terminat cu bine. Șoferii au oprit, adică unii au încetinit, l-au înjurat. După aia mă scuzați, doar... domnul Bartoș. Da, asta era cel mai tare. Opreau în intersecție să facă poze. Și blocau intersecția. Bine, alții mi-au și... ideea e că în perioada aia chiar am avut frigiderul plin. Adică nu am dus lipsă de nimic. Mi-au... Mi se pare normal. Dar e drăguț asta când te înjură unul. Cum era bancul ăla cu aia de înjurau pe caiaciști, mai ții minte? Nu? Când treceau, erau doi români care stăteau și se uiteau la campionatul mondial de caiac canoe. Și trecea echipajul Ungariei. Știi ce se strigă atunci când vezi o echipă? Cum să ții o echipă adversară? Trece echipajul Austriei. Și trec unii. Și săi noștri. Hai băieții noștri. Dar așa pățeam eu când ce faci, băi, boule, nu vezi că domnul Bartoș, faceți o poză cu noi. Așa, exact asta e, foarte important. Așa că, foarte important. Ce să zic, a fost bine, a fost, știi cum e, cam așa, dacă eu aș fi făcut un film despre cum am făcut filmul, era mai bine. Da, m-am gândit acum, bă, ar fi fost mai bine. Dar așa am zis, hai să iasă. Totuși am gândit-o ca și comedie. Probabil că va râde lumea. Dacă nu, atunci o să dăm și secvențele în care am făcut making of-ul. Și atunci musai să râdă. Și dacă nu, le dăm bani să râdă. Acum ce? Na, știi. Oamenii trebuie plătiți. Ca la show-urile TV. Da, bineînțeles. Da, exact același. Păi ce râdea la bobonete? Păi crezi că e ceva amuzant? Hai, bă. Sunt plătiți toți. Tu crezi că eu am venit acum așa pe gratis? Dar am normal, zis, băi, crembuști. Da, măcar crembuști. Măi, eu-s plătit în natură, știi cum e? Eu tare din copilărie. Doamne, ca salvamontiștii. Și ei sunt plătiți în natură. Da. Salariul li se dă, ia, vină în vârful muntelui, poftim. Bun, până una alta suntem foarte bine, dar Pavel Bartoș, îl vedeți, ascunde o suferință. Orice mare actor de comedie... Serios? Da, așa se spune. Așa se spune? Da. A fost trimis mult la sifoane în copilărie, în preajma Crăciunului. A fost umplut de bale de toate mătușile, bunicuțele și uncheșii. Bine, dar ăsta era un sacrificiu pe care îl făceai, pentru că nu-l făceai. Am fost un copil care și-a petrecut toate vacanțele la bunici. Și era un statut, serios, să fii băiatul de la oraș. Pentru că la oraș nu însemna nimic. În bloc toți eram de la oraș. E, când mergeai la țară, erai băiatul de la oraș. Și atunci acolo veneau toate mătușile, toate nu știu ce. Bă, și ce nu făceai pentru aia 5 lei? Era moneda aia de 5 lei sau aia de 3 lei? Și la aia de 3 aluminiu. Lei. De aluminiu. Mama, aia era. Și pentru aia, pentru că tu cumva îți făceai banii de plugușor, de nu știu ce, tu investeai cumva în toate rudele tale.
care atunci veneau să te vadă. Mamă, și știi cum la țară, ba o țuiculiță, ba o pălincuță, ba nu știu ce. Mamă, după o anumită oră, toate doamnele în vârstă vreau să te pupe. Mamă, și când veneau pe deasupra ta și, bineînțeles, și bunicii. Bă, nera, știi cum era? Mamă, te știi, asta o fac pentru 5 lei, asta o fac pentru 5 lei, în comunitate de 5 lei. Deci era căcin, căcin, căcin. Ca să înțelegeți cum se construiește o carieră în televiziune. Da. Asta o fac pentru 5 lei. Da, este... pentru 5 lei. De atunci am zis, băi, ce nu face omul pentru 5 lei? Exact. Morning glory, morning glory, rămânem fără valori. Bun, deci pupături la greu, da. Din ce înțeleg, domnul Bartoș Pavel, da. Da. Cum am zis că se va numi plăcuța pe care va fi trecut numele tău. Da. Și dedesubt acolo o să scrie invitat Morning Glory. Măi, să dea Dumnezeu, e un statut și ăsta, știi, da, cum e? E important. Decât să fie al nimănui și al tuturor, știi? La mine va decât... fi fundătură. Fundătura exact cu Răzvan Roșcat. Decât să scrie dă-l și pe ăsta la alții. Da, da. Mai bine să... Bă. Eminescu Mihai, poet. Da. Respect. A existat plăcuța asta, pe bune. Eminescu Mihai, dar l-au pus ca la miliție. Da, respect. Da, da. Respect. Bine, da. Am avut un prieten care tot așa zicea în facultate, se lăuda el, zice că, păi Pavel, eu atâta vreau, băi, când o să mor, să pună cineva o plăcuță și te-ai dus taure. Bă, respect. Băi, am zis, dacă, știi cum e, el își făcea marketing de pe atunci. Da. Și te-ai dus taure. Așa. Am sentimentul mâhăi. Da. Deci în afară de faptul că azi e marți 13. Da. Pentru voi e ceva foarte nasol, pentru că ziua asta o să vă poarte ghinion până pe 16 ianuarie. Da. Deci de acum ați intrat în retrograd de Morning Glory. Da. Pentru că noi intrăm în vacanță vineri acum. Ah, deci sunteți norocoși. Nu, da, da. Noi, ei nu. Ascultătorii nu. Și de asta zic că marți 13 este momentul. Noi ghicim, noi facem divinație în tot felul de lucruri, da. Facem divinație în Caltaboș, în Leber. Ne-a dat bine până aici. Dar am zis, bă, ceva e în aer. Ceva merge prost. Bă, e clar, nu dăm pentru noi, dăm pentru ascultători. Bă, vă merge prost. Ne pare foarte rău. De vineri încolo, dragii, vă găsește. Dacă ne trimiteți 400 de euro de om, e nasol, pentru că lui Mihai, te rog, regia, rog dovada. Uitați, vă rog, uitați și dumneavoastră puteți să vedeți. Aproape toți crembuștii. Stai puțin, se vadă, stai două secunde, să focalizeze camera pe mine. Am mai mare pe lumea asta. Să-ți crape crembuștii. Ca bărbați, da, pe bune. Deci, să-ți crape crembuștii. În clipa aia trebuie să-l faci mănunchi. Crăpați ar crembuștul în patul cum i-a crăpat. Sul îl faci. Da. Dar știi de ce ți-a crăpat? Pentru că ai băgat furculița în ei. Păi tocmai de-aia bași furculița în ei, ca să nu crape. Nu, ba da, nu crapă, se bagă, da. Nu. Ba da. Și fii atent, cremvuștul nu trebuie fiert nu știu cât, doar 45 de secunde. Întâi aștept să se fiarbă apa. De-aia a făcut până... Ce bă, tu înțepai cremvuștii până acum? Eu n-am înțeles. Da, ăștia sunt înțepați. Ăștia de-aia sunt crăpați. Nu, eu de fiată când înțeapă. Ba da. Nu se înțeapă. Pentru că a ieșit tot ăla. Lasă, că de-aia să vină omul ăsta intelectual aici să spună. Da, bineînțeles, totuși am citit 3 cărți despre cremvuști. Până acum am făcut așa. Și nu te-ai plâns. Mă, Mihai, nu mă interesează, important, deci metoda nu e bună, ai dat greș. Zici? Ai făcut mai mulți vișli decât crembuși până acum. Și crembuși. Trebuie să fie crocant în gură la tine, la tine trebuie să atât, se... trebuie să fie intact. Trebuie să fie curcubeu în cerul gurii. Tu dacă îl înțepi, el pierde toată zeama de crembuși. Își pierde fainoșagul, deci tu mi-ai adus aia niște ăla dispare în apă. De bine să nu te mai văd. Tu spargi ouă înainte să pui la fiert. Normal că mi-a fost foame. Deci. Tu, dar sunt moi, sunt plin de apă. Nu e bine, e ca și cum ai ține ciupercile în apă înainte să le gătești. Da, aia nu se face. E ca și cum ai sparge ouăle înainte să le fierbi. De ce, Mihai? Păi, da, tu bagi lingurița în ou înainte să-l pui la fiert? Nu. Păi și atunci ce am ca făcut? Să lasă presiunea așa ușor. Doamne, să nu sfinte, bubuie. 5 ani, deci 5 ani de emisiune bubuie. Performanță. Este nu mă urmă în topul audiențelor și ăsta bubuie. Pe al șaselea are mințea pe crembuști. Nu. Dacă nu-i înțepi, este exact ca hamsterul pe care nu-l învelești în scoci. Pe bune. Cu astfel de oameni trebuie să acționezi scurt. De asta nu ne primesc în Schengen, mă. De asta că le înțepăm crembuștii. Opa, așa. Morning glory, morning glory. Stă pe spate, muncitorii. Ce bună e. Da. Nu mă, dar nu se poate. Apropo de chestia asta, știu că de Crăciun, de exemplu, aveam o frustrare mare. Știi, îți doreai, mat, de Crăciun, mănânci câte dulciuri vrei. Nu erau dulciuri. Și atunci te duceai la pom. Voi n-ați făcut de aia, erau alea, saloanele alea. Bomboanele alea, salon, care se puneau în pom.
da. Și care erau, știi, da, frumoase. Și tu le luai dulcele și puneai hârtie în ele. Mamă, da. Și pe când ajungea ca să se dezmembreze pomul, că se zicea, atunci mănânci dulciurile din el, ziceam, așa ai lăsat de la Dumnezeu. Da, unde sunt bomboanele? Deci era, aveai niște metode. Nu exista nicio bomboană, nicio bomboană, da, 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 da. De multe ori și anul următor pe, în pom puneai alea tot așa, dezgolite de anul trecut. Alții nici nu se mai oboseau să pună bomboanele. Sau de ce hrăpăreți ce eram când să apucai dulcele ăla. M-am mâncat odată, știu că mi-a venit rău, dar n-am știut de la ce. Abia după am realizat că mi-a spus că, păi, eu am bomboanele astea de vreo 7-8 ani. Oh. Le tot pun în pom. Oh. Deci eu i-am mâncat bomboane. Capcană? Da. Bine, ce am mai ce zic, că la un Paște am mâncat ouă, cum erau la nou, făcute încondeate? Încondeate de acum 2 ani și n-am știut de ce. Dar tu ești foarte rezistent, Pavel. Da, pofticios. Mamă, de, ți-a dat greu. Kamikaze. Deci vorbeam azi de reziliența poporului român. Da. Poftim, iată. Uite, eu pot. Da? Știi, vorba aia, am o vorbă. Mă duc cu capul înainte. Băi, e foarte bine. Adică ceva poate să fie înainte. Da, știi cum suntem în cazul când suntem foarte proști? Da. Mergem ca tramvaiul ăla. Nu dăm nume. Nu știi care e capătul. Da. Care două, știi, merge și cu stânga și cu dreapta. Cam vezi, așa. Vezi, voi ăștia care ați băieții de capitală, da, știți cu tramvaiul cum e. Da, la mine era, cum să zic, dintr-un capăt al altului, al orașului, da, știi, mergeai pe jos. Adică în 10 minute vorba aia. Ce făceai cu tramvaiul de aici, din Timpuri Noi până în, hai să zicem, până în Piața Unirii, eu făceam pe jos în Miercureciuc, așa că... E puțin probabil să înțelegeți ce poate fi în sufletul unui copil atunci când merge de la oraș la țară și poate să ne spună acum a ce mirosea Crăciunul, pentru că în afară de porc și așa mai departe, mirosea știi, așa cozonac. Și a cozonac. A, bine, și a pupături. Și pupături care însemnau palincă, da, pupături erau, știi, ai așa, deci veneau toate, știi, și mai ales dacă, cum erau, dacă mai bea câte unul și un șpriț, înțelegi, că acolo, îți dai seama, se bea multă apă minerală. Mamă, îți venea și... Să nu zic că nu exista ață, știi, dentară pe vremea aia. Hai, trecem. Ață dentară, ce era lână, ață, da, de lână. Era, dă fuiorul, maică, dă-mi cu acel fuior. Și ieșea cu tot cu proteză din gură. Deci cam ce puteai să-ți... Dinții aia metalici. A, dinții aia metalici. A, bine, îți dai seama că ascundeau, vorba aia, numai tezaure. Da. Pe acolo, prin dinții aia. Nu, mă, era, știu că tot timpul, măi, când erai mic, totul ți se părea mare. E, și când venea și o față bărboasă dintre aia, nu ca ta, Doamne ferește, tu ești super. Da, acum, chiar m-am aranjat un pic pentru tine. Venea o față bărboasă. Azi dimineața mi-am tăs barba. Uite, să nu te de ochi, pu. Da. Așa, deci când veneau 3-4 fețe ca ale tale și se apropiau de tine, mamă, deci era o chestie și tot, nu, în capul ăsta era, mamă, doar dă moneda aia de 5 lei, te rog eu, 5 lei, da. Îmi amintesc că din Plugușorul de la țară, mamă, te încălțai frumos, da? Da, în anul care... Erau generoși ăștia? Poftim? Mă, știi, la țară se aduna pentru că, cumva, în preajma Crăciunului, toți erau generoși. Știi? Da. Și erau chestii dintre astea, mai și prindeai un pic așa, bă, și eu eram, mă, drăguțelul, nu știu ce, papa, știam și să cânt și să dansez, făceam programe de pe atunci, știi? Spuneai și poezii? Da, poezii comice, poezii, țipuituri, strigături. Astea erau sate de români sau de unguri? Poftim, de români. Nu. Am fost și în sate de unguri, înțelegi? Adică... Cu același succes sau aveai traducător? Nu... Nu, cu același succes. N-avei. În jurul Miercureciuc mergeai cu se. Bine, câteodată când ai crescut mare și mergeai în aceste sate, cum să zic eu, se întâmplă așa, cum se întâmplă și în Maramureș, de exemplu. Dacă tu te duci în Maramureș la o discotecă și pe vremea noastră, când eram tineri, actori de Satul Mare, și ne duceam și am zis, bă, să cunoaștem și noi o fată și ajungem pe la Negreștiuaș, înțelegi, trebuia să fii înarmat cu răbdare. Și vorba aia să ai măcar să fii Usain Bolt la fugă, adică... Da, da. Să știi că să fugi. Da. Mai mergeați la colindat, o altă amintire frumoasă, da, când... La profesor. Da. Deci școală, era... liceu sau ce perioadă? Da, și mergeam la toți, chiar dacă îi urai sau nu îi urai, știi? Dar tu te duceai să vezi cum e acasă la ei. Înțelegi? Și mai ales pe ăla care aveai boală, știi? Îi mai înfundai WC-ul, știi? Sau chestii din... Și ziceam, mamă, am făcut-o. Și ce câștiga respectul vostru? Colecția de pescari, că majoritatea profesorilor care făceau și meditații aveau pescarii toți aia chinezești. Nu știu. Și intacți. Adică erau și alea cu pește de porțelan. Nu că cu pește, dar goblenul care era goblen. Faptul că te descălțai și tot timpul gândeai, Doamne, să am șosete curate, vă rog, să am șosete curate. Și întregi. Da, și întregi și nu știu ce. Și să nu fii umblat mult, să nu fii nu știu ce.
Și tot asta, te puneau profesori exact ca la în clasă. Deci erau unii profesori care veneai la colindat și te puneau ca în clasă. Te zicea, nu știu ce, tu stai în față că nu știu ce, tu stai mai în spate că nu... Serios, mie îmi plăcea să stau mai în spate, că ei nu-și dădeau seama că eu în spate însemna lângă brad. Mamă, și plecam tot timpul că jumătate pe partea mea de brad. Da, bomboane, atacai. Da, dar le făceam frumos, că ele rămâneau, la suprafață rămâneau intacte, jur. Și foarte mâncam, frumos. Auzi, mai încă un gust al lucrurilor. Vă spuneau pe numele de familie, nu? Poftim? Bartoș, trece acolo. Da, nu. Mamă, nu, da. Nu se foloseau pe nume. Îmi și imaginez, lucra la paroscopic la bomboane. Da. Nu, dar ideea este, și fii atent, mai un gust al ăsta al Crăciunului, glucoza. Mamă, mâncai că nu aveai, deci glucoză. Ca să înțelegeți cam cât de norocoși sunteți. Da. Ce amintiri deci mizerabile mâncai avem. Mâncai glucoză sau la dulce, luai o felie de pâine, puneai, turnai apă pe ea și puneai zahăr. Mamă, da. Și era câte o felie dintre aia, știi, pâine, pită de cartofi. Și ce, mamă, ia uite, desert, nici am știut că înseamnă desert. Știi? Da, că ne-am amărât acum. Și tu spargi crimbul, știu, cuftul. Ce se întâmplă mai departe? Deci lansezi mizeria aia de film? Da, așa. După aceea, până atunci am spectacolele la Teatrul Odeon, la care vă aștept. Uite, sâmbătă, la One Man Show-ul tău? Sâmbătă, liniște, sărut, acțiune și duminică One Man aproape show. Așa. Duminică? Da, duminică. Da, și mă bucur că e nebun, adică... Vine lumea să te vadă, da? Da, și mă mir, zic, bă, da, de ce? Și e full, adică de acum două săptămâni. Că la un moment dat cel mai tare mă păi sună, ce mai mă sună da. Fieten, dar nu că nu de, mă sună un prieten de acică, auzi, fieten, dăm pe cineva șmecher la Teatrul Odeon. De ce? Ca să-mi fac rost de bilete. Și zic, nu știu, mai șmecher, dacă mai sunt bilete, ce vei? Nu mă, mi-e dăm pe cineva șmecher de acolo ca să... Așa că n-am și avut ce. Da, am dat tot pe mine, că am zis, n-am. Și după aia m-a sunat și am zis, nu am. Aha, deci nu ești atât de șmecher. Corect. Corect, așa e, da. Mamă, ce plac aplauzele. Se obișnuit. Deci, serios, că, da, îmi vine să mă ridic în picioare, știi? Da, da. Mulțumesc, mi-a fost dar. Mi-a fost un dor de ele în pandemie. Bun, deci până una alta, semn rău, dar semn bun că a venit Pavel. Ne-a mai liniștit. Nu, semn rău cu... Și ați învățat crembuști. Ceva despre crembuști. Păi acum am învățat ceva foarte important. Dar nu știu cum am ajuns noi aici, măhăi. Ce? Au crăpat. O rușine. Mă, noi, știi cum e? Au crăpat! Nu i-au crăpat. Au crăpat. Au crăpat. Au crăpat. Asta e diferența. E de la ei. Suma defectelor și a câtorva calități. S-au stricat. Pe care le-am. Da, da. Ceva lucrat aici. Da. Pe care le-am crăpat. Așa. Da. E incredibil unde s-a ajuns, dar, mă rog, suntem până puțin... Până când? Hai să vedem, Pavel, că, da. Nu știu, tu... Parcă nu ne-ai răspuns la chestia asta. De unde, acum vin sărbătorile, da. Mâncăm ridic, mâncăm ceapă verde. Multă, multă salată, de unde rucola. Se începe ceapa verde? Poftim? De la partea verde sau partea albă? De unde se începe ceapa verde? Măi, ceapa verde se începe, cum să zic eu, cum faci tu? Metoda ta? Ce ai recomandat oamenilor? Pentru că sunt oameni care știi că vor să respecte întru totul recomandările. Păi ceapa verde începe din pământ. Păi și de acolo mănânci? Păi da, n-ai mâncat, n-ai tras mănânci de, din de pământ sub, și nu știu spre ce... suprafață, da, sau invers? De obicei încep cu... Te întreb? Acum sigur o să pic într-o capcană, dar... Nu, nu e nicio capcană, da. Nu, eu, pur și simplu explorăm place ceapa, nu, îmi place ceapa partea albă și îmi place soronțe. Și dacă pui și două ochiuri lângă... Mamă, deci două ochiuri și cu ceapă verde. Acum ești ca Moromete, disimulezi. Nu, nu, da? Uiți nu, răspunsul. Nu, încep cu ceapa, adică cu partea albă. Ceață. Ia da. Ceapă, adică cu partea albă. Da? Și bineînțeles că mă duc până la mână. Până la mână. Până la mână. Okay. Până a, la știi mână. Că acolo așa se termină. Da, da. Da. Deci așa se începe, așa se termină. Se începe de la rădăcină și se ajunge până la mână. De obicei, câteodată, știi, îți mai mănânci și degetul mare de la mână. Poftim? Brânzică nu lângă ceapă? Nu, nu sunt mare fan brânzică. Deci dacă îmi pui, de exemplu, două ochiuri, pentru mine, mă, două ochiuri și cu ceapă verde, e o mâncare senzație. Serios, deci este... Sau cum erau cartofii prăjiți pe vremea noastră, că nu erau ulei, n-aveai atâta ulei și atunci puneai untură, puneai într-o cratiță din traica pe vremea și se făceau, se ardeau doar jos acolo așa. Și erau între aburi și prăjiți și erau crocanți. Și aruncai așa și două ochiuri peste mamă. Era deja bugăție, era opulență. Adică... Prostii de genul, da? Am zis să lăsăm așa, să vadă și ei cum e. Și da. Mâncăm ca fraierii crembuști. Da. Nu da. Că crăpați. Sunt foarte buni, băi, crembuști. Da. Când ajungeau la noi, crembuști însemna că ori vin rudele, ori vin musafiri, când se făceau crembuști și șnițel în casă, înseamnă că ori vin musafiri,
Înțelegi? Ori vin ceva rude. Ia mâna de pe șnițel că-s pentru musafir. Da, 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 înțelegi? Și avea un șervețel deasupra. Da. Sau pieptul de pui pentru soră ta. Și tu mâncai gâtul. Foarte bun și gâtul. Excelent, excelent. Da. Era bătaie pe gâtul din ciorbă. Da, uleu, știu. De asta regretăm balaurii și acum. Cine ar fi prins un gât de balaur? Da. Cam așa. Eu îi mulțumim lui Pavel, îi ținem pumnii să meargă bine și cu filmul, dar poate ne mai vedem. Da? Musai, ne vedem până în film ca să mai vorbim. Da, să mai vorbim, să ne mai vorbim, să mai disimulăm. Mai liniștit, da. Și nu, dar vreau, sunt curios, dacă data viitoare crembuștii sunt crăpați. Uite, nu o să înțeleg. Exersăm până atunci. Bun. Și fiate, nu-i mai lăsăm mult la fiert. Deci întâi lasă să fiarbă apa. Dar nu la fiert, dar am oprit apa. Nu, lasă să fiarbă apa când e clocotită. Ai aruncat 50 de secunde, i-ai scos. Da? Da, nu trebuie să-l lași, că multă lume face așa. Deja când pune apa la fiert, vă las, ei continuă să vorbim. Nu, continuă, ascultă-mă. Nu, e un tratat. Atât a fost, mulțumim foarte mult. Oameni, auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră. Ramon Filmul. Doamne ajută! What the duck is going on?